Principala problemă invocată în ceea ce privește codul fiscal și reducerea TVA la 19% de la 1 ianuarie 2016 o reprezintă diferența de venituri care s-ar produce prin această reducere. Aceasta, deși chiar opoziția a cerut o reducere de 5% și nu de 4% cât a fost propus inițial. Codul fiscal a fost retrimis pentru examinare, deși a fost practic îmbrățișat de toate partidele la momentul respectiv. Deși PSD-ul venise cu varianta de TVA de 20%, PNL-ul a cerut 19% și s-a acceptat să se meargă pe această variantă, pentru că orice relaxare fiscală în cele din urmă ajunge să se simtă și în buzunarul, în final în buzunarul cetățeanului. Încasările la buget sunt destul de mari ca să acopere diferența de 5%, adică procentele cu care va fi redus TVA-ul. Răzvan Cuc a prezentat astăzi date statistice în acest sens. În primele 6 luni am extras câteva date de la statistică care vin să susțină cele spuse de premier, că există un fond care permite această relaxare fiscală. În primele 6 luni ale anului 2015 au fost încasări la buget de 116 miliarde, față de 2014, aceeași perioadă, când au fost numai 106 miliarde. De asemenea, s-au colectat suplimentar bani din reducerea TVA-ului la alimente, 60 de milioane de lei, din controlele ANAF-ului, în jur de 1 miliard de euro. Codul fiscal a fost în ultima vreme subiectul principal al neînțelegerilor între putere și opoziție. În cazul aprobării, reducerea TVA la 19% ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2016.